Deșteptarea. Înțeleg că urmărim o morsă. Nu noi, dar undeva în mările Irlandei există o morsă care s-a rătăcit. E un puiuț, are 800 de kilograme și porții încă mici, dar ea a eșuat pe țărmul Irlandei și ar fi trebuit în mod evident să fie în zona arctică, dar probabil că un curent sau despărțirea de familie, este ca un desen animat, știu, dar, mă rog, l-a adus în centrul atenției oamenilor de acolo. Este fotografiat, urmărit de oameni încântați de prezența lui. Și din motivul ăsta, guvernul irlandez a zis totuși stop. Și a zis, dom'le, sunteți oameni mari, lăsați morsa în pace, comportați-vă cu maturitate și nu mai stați pe lângă ea cu fotografiile. Și asta că totuși se enervează, adică și dați o senzație de stres. Wally, i-au dat și un nume, îți dai. Nu Wally, Willy era Willy balena. Era o balenă, da. Free Willy, nu? Sau un delfin. Nu, era o balenă, Free Willy, cu o balenă care fugea, nu? Balenă sau delfin, nu mai știu, da, sigur, balenă, dar hai sigur, să mergem. A fost Free Willy Winnie și Free Willy 2, că a fost la o eliberat de două ori. Free Willy, da. Așa. Wally a fost surprins după ce s-a urcat pe o barcă și, mă rog, o barcă de asta, cu o bărcuță, cu motor. S-a urcat ea cu cele 800 de kilograme. Da, s-a urcat acolo în spate. Așa. Și să tolănea la soare, mă rog, viața grea, da. Viața grea, de morsă. De refugiat. Și cred că oamenii ăștia și cred că oamenii ăștia îi dădeau pufleț, să dădea seama ce, cum dai la lebă de la noi. Dacă noi n-avem morsă sau focă, ce să mai hrănești cu pufleț animalul ăla, da. Așa, și ideea este că trebuie să o lăsăm în pace și să ne uităm la ea de la cu distanță binoclu. Cu binoclu, așa au zis autoritățile. Băi, ca la urs, da? Deci vedeți că noi avem urși și ăștia au morsă care a venit undeva din largul oceanului. Nu hrăniți, nu vă apropiați, că nu-i chiar atât de înceată pe cât credeți voi. Deșteptarea